Adunarea parlamentară a Consiliului Europei este unul dintre cele două organe statutare ale Consiliului Europei, organizația internațională dedicată apărării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Adunarea parlamentară alege judecătorii Curții Europene a Drepturilor Omului. Din delegația permanentă a României, care a votat judecătorul CEDO din partea țării noastre, face parte și deputatul PSD Vâlcea, Daniela Oteșanu. Au fost rapoartele ce există de fiecare dată pe ordinea de zi a Consiliului, a adunării parlamentare. Important pentru România este că a fost ales judecătorul CEDO din partea noastră, se numește domnul Pădurețu, au fost trei CV-uri depuse, trei dosare, au fost selectate, au fost atent citite, da? CV-uri destul de bune pentru toți trei, s-a trecut la vot, a fost o mică neclaritate. Inițial s-a dat o ordine pe site, pe consola de vot a apărut într-o altă ordine. Ceilalți, că noi nu ne-am încurcat, că noi românii știam despre ce este vorba, s-au mai încurcat, că știți cum este acolo, se votează pe grupuri. Da? S-a reluat votul a doua zi. Era cumva Tini Cox, președintele, a spus că n-ar fi rău să se amâne pentru 1 iunie. S-a trecut totuși și propunerea celor de la ALDE, a grupului ALDE, a fost ca totuși să se supună la vot dacă se transferă spre luna iunie această alegere sau se întâmplă atunci în sală. S-a votat, s-a dorit votul acolo pe loc și a ieșit domnul Pădurețu. Care domnul Pădurețu? Este din Dolj, toți sunt cu CV-uri destul ceilalți de bune. Doi au fost... El a fost susținut de grupul PPE și din țara, în principal de organizația de Dolj, pentru că din Dolj vine, era trecut prin filtrul întregului partid, iar socialiștii, grupul socialiștilor, au ales într-o bună măsură să-l susțină tot pe dumnealui. Cam asta a fost. Bine că avem, că mandatul doamnei Motoc se încheiasă în luna decembrie și atunci era normal să se treacă la acest lucru. După aceea au fost rapoarte pe drepturile omului, pe tinerii și implicația în mass media și implicare în funcție de informațiile pe care le primesc. Rapoartele sunt foarte interesante. Se adoptă rezoluții, recomandări, care după aceea ajung normal în Parlamentul European și abia după aceea ajung directive. Interesant totul, vă spun foarte clar. Iarăși au fost luate în calcul și au fost raport pe nenorocirile și schimbările climatice, dezastrele produse în Turcia după cutremurile repetate. Ce se întâmplă, tot pe linia stabilirii drepturilor omului, va fi ca o noutate și nu ca o noutate, că v-am spus de data trecută, al patrulea summit al Consiliului la Reykjavik, în Islanda, în perioada 16-18 mai. Președintele Iohannis va fi acolo, nu știu cine va mai face parte din această delegație. Se va merge foarte mult pe drepturile omului, pe schimbările acestea, pe provocări și amenințări care au apărut în ultima perioadă, în ceea ce înseamnă respectarea democrației și a drepturilor omului, și aici, în principal, subiectul va fi legat de Ucraina și de conflict și de ceea ce se întâmplă acolo, de ucrainienii care încă sunt în Rusia și aproape că sunt prizonieri, nu reușesc să ajungă acasă, ce se întâmplă cu cei care au plecat în alte state, subiect de fapt destul de generos. Avocatul Sebastian Rădulețu are 47 de ani și a primit 84 de voturi în turul 2 în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, în vreme ce contracandidatul său, procurorul Horațiu Radu, a primit 78 de voturi.